Franz Liszt. La Raiding, în vestul câmpiei ungare, în noaptea dintre 21 și 22 octombrie 1811, sub semnul celest prevestitor al unui destin excepțional, se naște unicul fiu al familiei Liszt, pe nume Franz. Familia Liszt locuia într-un spațiu modest în zona dependințelor din castelul Esterházy, întrucât tatălui Franz era socotitor al oilor de pe domeniul familiei Esterházy. Când Franz a împlinit 5 ani, tatăl său a început să-l inițieze în cântatul la pian și la orga din biserica satului. Înainte de a împlini vârsta de 8 ani, Franz are prima apariție publică în localitatea Baden din apropierea Vienei, unde îi uimește pe spectatori cu improvizațiile pe care le inventează. Matineul muzical de la Presburg are darul de a-i deschide copilului viitorul. Aflând că tatăl nu dispune de mijloace necesare pentru o educație muzicală, aristocrația locală prezentă la eveniment adună contribuții care vor asigura studiile micuțului pe o perioadă de 6 ani. Spre sfârșitul anului 1820, familia Liszt se mută la Viena. Franz va studia pianul cu celebrul profesor Carl Czerny, fost elev al lui Beethoven, iar din vara lui 1822 va primi și lecții teoretice de la Antonio Salieri, fost profesor al lui Beethoven și al lui Schubert. Progresează rapid în studiul compoziției sub atenta îndrumare a lui Antonio Salieri. Ca pianist, uimește publicul în reprezentația dată la 1 decembrie 1822 prin strălucirea cu care cântă concertul în re minor de Hummel. Presa îl denumește Micul Hercule. Cam în jurul vârstei de 14 ani, Franz a fost apoi dus la Paris de către tatăl său, unde îi va avea ca profesor pe Payer și Reha. Aici va cunoaște în scurt timp cele mai mari succese. I-a cunoscut pe Berlioz în 1830, Chopin și Paganini în 1831. Toți trei au jucat un rol important în evoluția lui muzicală. După ce l-a ascultat pe Paganini, s-a hotărât să realizeze pe plan pianistic efectele obținute de acesta la vioară. În această perioadă începe cea mai mare carieră a epocii sale, aceea de pianist virtuos. Compune o mare parte din rapsodiile ungare și din studiile după Paganini. Această perioadă îl va duce în toate capitalele și în marile orașe europene. În continuarea turneului în Ungaria, marele artist poposește și în țările române, unde va concerta în câteva orașe mari. După acest popas, ia drumul Rusiei,
după care se întoarce în Moldova, unde se întâlnește cu Barbu Lăutaru. Contactul cu muzica populară românească a însemnat un prilej de îmbogățire a repertoriului său, ideile culese le-a transpus în marele ciclu al rapsodiilor. Rapsodia 15-a, Rapsodia română, a fost în întregime dedicată lăutarilor români. Începând cu 1847, odată cu mutarea sa la Weimar, și până în 1861, se derulează cea de-a doua perioadă din cariera sa, cea mai fructuoasă din punctul de vedere al creației sale muzicale. În acești ani au văzut Lumina zilei, capodopera care este Sonata în si minor, în 1853, Sinfonia Faust, în 1854 și 1857, Sinfonia Dante, între 1855 și 1856, Misa de Gran, între 1855 și 1858, și multe alte mari lucrări. Ultimei perioade, 1861-1866, îi corespund plecarea la Roma și predilecția pentru muzica religioasă în compozițiile sale. Totodată, în aceste momente, cariera lui se află la apogeu. A murit la Bayreuth în 1886, la 4 ani după decesul generalului său Wagner. Apare evident faptul că la moartea sa, Liszt deschidea ușa secolului al XX-lea, atunci când Wagner o închidea pe secolului al XIX-lea. Liszt a fost profetul ideal al pianului. Majoritatea lucrărilor sale, în mare parte, sunt dedicate pianului. Piese pentru pian. Sonata, Sonata Dante, An de pelerinaj, Două legende, Două balade, Mephisto Walzer, Rapsodia spaniolă, Rapsodia română, Rapsodii maghiare, Armonii poetice și religioase, peste 500 de transcripții, Studii, Două poloneze, Concerto patetic. Piese pentru orchestră, Sinfonia Faust, Preludii, Concertele pentru pian și orchestră, Totentanz, Fantezia ruinele Atenei, pentru pian și orchestră, Oratorii, Misa, Psalmi.
Thank you.